Bună ziua de la Eurohandball, suporterii români sunt în Germania și ia câtă ce frumos sunt. Un grup de suporteri. Să-mi spuneți, vă rog, cum vă numiți? Maria Berner. Adrian din Făgăraș. Michael Berner din Vasăniș. Viorel Morari Brașov. De ce ați venit din România la acest campionat mondial? Spuneți, vă rog, doamnă, că dumneavoastră sunteți așa de frumos colorată. Hai, vă mulțumesc de suflet. Noi am venit să susținem echipa României și suntem foarte mândri că sunt fete foarte bune, muncitoare și suntem mândri cu toate că noi locuim aici în Germania de 11 ani. N-am uitat că suntem români și ne mândrim cu tot ce este românesc. Vreau România! Bravo, foarte frumos din partea dumneavoastră. Unde credeți că o să ajungă România la acest campionat mondial în Germania? Sper în finale! Sperați în semifinale? Da, sunt optimistă. Veniți până la Hamburg cu noi? Să vedem! Chiar vă așteptăm, stimate domn! Ce v-a plăcut cel mai mult astăzi din echipa României? Neagu și Eliza. Neagu și Eliza Buceschi, da? Și Ardean. Ardean e de apreciat la vârsta dânsă să joace așa bine. Și Eliza. Altele s-au retras la 31 de ani. Și altele ia câtă luptă sub tricolor, da? După cum bine știți, echipa națională a României a făcut o schimbare de generații și iată după un meci în care Slovenia a câștigat cu Franța ieri, astăzi noi am obținut o victorie importantă. Credeți că vom putea tăina în primele două locuri din această grupă ce ne favorizează mai departe în continuarea acestui turneu final? Vă rog, stimate domn, spuneți-mi. Deci meciul decisiv se pare că va fi cu Spania pentru locul 2 în grupă în urma rezultatelor înregistrate în primele două etape. Schimbul acesta de generații se face puțin cam brusc, după părerea mea. Au fost jucătoare care ar fi trebuit să facă parte din acest loc, cum este echipa Laura, extrema de la Corona, care cred că avea experiența necesară și ar fi fost foarte utilă în aceste momente. De asemenea, jocul magistralar, Cristian Neagu se pare că acoperă celelalte goluri din angreajul formației, să sperăm că vor juca din ce în ce mai bine și rezultatele vor veni de la sine. Ne-am îndreptat spre handball, nu de acum, am fost la toate campionatele aproape mondiale și europene, alături de echipa națională, dar lumea vine din ce în ce mai mult, fiindcă este cam singura echipă care mai face performanță în România. Din păcate, fotbalul este în regres total și de aceea ne-am reorientat mai mult spre handball, ca să ne bucurăm să venim alături de ele, să ne bucurăm că suntem români. Ce ați simțit când echipa națională era condusă cu 5 goluri în această partidă? Da, a fost puțină derută în echipă, se pare că time-out-ul la care a recurs antrenorul Martin a fost de bun augur și au revenit, sfaturile au fost perfecte și cu Cristina în frunte am refăcut handicapul. Din păcate, astăzi procentajul portarilor a fost 25%, credeți că se poate mai bine? Da, după părerea mea a fost o mare greșeală din partea Paulie, pe care o cunosc personal, să se retragă la din național, după mine, cu această posibilitate, nu te întâlnești a doua oară în viață, este prematur să te retragi în momentul în care simți că ești cea mai bună, iar a doua mare dezamăgire este Oana Marea, care la o vârstă destul de tânără s-a retras de la național. Fi fost util astăzi să o ajute pe Pintea, pe postul de pivot. Așa cum am jucat noi astăzi, am avut un procentaj de 72% în atacul echipei României. Partea de apărare, într-adevăr, își spune cuvântul în acest moment datorită omogenității, dar și noi sperăm ca și dumneavoastră să mergem mai departe la acest campionat mondial și considerăm și noi că meciul cu Spania va fi cel mai important în această grupă pentru ocuparea locului 2, cel puțin, care ne oferă o șansă mare să mergem pe culoarul Germaniei, un culoar care este foarte bun să ne ducă până în semifinale, așa că vă așteptăm în continuare alături de noi la sală în următoarele 5 zile să strigăm Hai România! Mulțumim deci, că sunteți! Deci din grupă, urmând ca să ne reîntoarcem eu cu prietenul meu, domnul Boanco, să ne întoarcem în România, urmând să revenim în momentul în care ne vom putea califica în semifinale. Vom fi alături! Hai România! Hai România! Hai România!